orașul meu cu umeri albi de piatră. În ploi de soare, zi de zi scălda. Eu sunt din Chișinău, din Mahala Osculeni, de unde era între sat și oraș. Nu era nici sat, dar nici oraș, așa, așa. Când sat, de obicei, casele sunt organizate, ca o regulă, așa, când ne pun. Dar ești haotic, cu grăii, din multe, cu gospodărie, cu toate. Și eu am crescut și la școală, mergeam anume printre casele astea vechi, cu prispă, cu brâi. S-a născut în anul 1950, în Chișinău, și acum își amintește cu emoții de casa părintească. O casă la curte, la marginea Chișinăului și de ghidușiile pe care le făcea în copilărie, pentru că, spune pictorița, tare năzbâtioasă mai era. La școală, la lecțiile de desen, a mers din obligație. Prin clasa a șaptea, profesorul care preda ore de artă plastică a selectat-o pe Valentina pentru un cerc de pictură, care se organiza după ore. A frecventat aceste cursuri vreun an, de două ori pe săptămână. Într-o zi, tatăl prietenei ei a aflat că în oraș s-a deschis școala de arte plastice pentru copii și le-a înscris pe ambele, iar de atunci Valentina nu a mai lăsat pensula jos. Mă ocup de dragul dragului, de cei ce mi-e drag. Și eu niciodată nu, rar când poate să fac ceva la comandă, dar nu pictez ce e ce vrea cineva ceva. Eu mă dau pradă sufletul meu, ce-mi spune inima, ce-mi spune. Uite, am mers pe stradă, am văzut o curte veche, o stradă veche, un colț de așa, o vilă veche și dacă mi-a plăcut foarte mult, acolo m-am stabilit și acolo am pictat. Primele acuarele și le-a cumpărat din banii pe care singură îi făcea. Povestește că a cules ridichi din grădină, le-a făcut legături și le-a vândut chiar la poarta casei, iar pensula și-a făcut-o singură. Și atunci părul l-a lipit de o peniță și și-a făcut o pensulă. De atunci a schimbat 10 de pensule, atelierul mic și confortabil, fiindu-i plin astăzi cu fel de fel de pensule, pe care nu le lasă din mâine nici zi, nici noapte. Spune pictorița. Depinde, dacă lucrarea e mică, nu-i prea mare și impresia primă care am avut, eu trebuie atunci, timp de două ore, să nu schimbe lumina, dar după două ore, deja de la început și până la două ore, încă se schimbă, dar nu chiar așa. Dacă lucrarea e mică, prima impresie, deodată o pictez și anume neagea este îmi plac. Ca să faci un tablou mare, trebuie să vii trei zile, patru zile la rând la aceeași oră. Dacă câteodată vii a două zi, ori snori, ori plouă, ori nu e ceea ce este. Dimineți de vreme, serla a sfințit, de-i vânt sau ploaie, dacă are inspirație, Valentina pictează. Pe lângă orașul vechi, care este marea ei dragoste, florile sunt cele care nu lipsesc practic din nicio lucrare. Florile, eu fără flori, să pictez flori eu nu pot. Eu măcar o zi nu trece să nu pictez florile, pentru că asta e mesajul a unui, e un mesaj al pământului. Și e frumos, vreau. Și eu am crescut între flori, am copilărit, am școlit, la școală mă duceam cu flori, de la școală vineam printre flori. A absolvit școala de arte plastice Ivan Repin, acum Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău, în 1971. În 72 a participat cu lucrări proprii la prima expoziție din Chișinău. Ulterior, lucrările sale au ajuns în Uzbekistan, Rusia, Lituania, iar toate pictate după Ordinul Sufletului, cel care mereu îi spune... Libertate! Să fiu liber în creație, în creație și în viață. Fără libertate nu faci nimic. Dictatura am avut-o în perioada sovietică, să dădeau temele special care se pictez. Măi, dacă nu mi-e dragă teama asta, n-am să fac, nu pot. Dar din nevoie trebuie, a? Că așa trăiam în perioada ce? La Biblioteca Națională a Republicii Moldova poate fi admirată expoziția personală de pictură a Valentinei Brâncoveanu, peste 40 de lucrări pictate în ani diferiți, diferite anotimpuri ale anului, cât și în diferite locuri, surprind prin colorit, originalitate, maestrie, dar mai ales prin sufletul luminos al artistei pe care vizitatorii îl regăsesc în tablouri.